secundă sau culoare. Este povestea unuia dintre acei supraviețuitori eterni. Un expert în a fi lăsat în urmă. M-am întâlnit cu acest supraviețuitor de 3 ori. Prima dată, cerul avea culoarea albă. Un alb care orbește. Cel mai probabil unii dintre voi vor spune că albul nu este cu adevărat o culoare. Și tot felul de prostii învechite de genul ăsta. Ei bine, eu vă spun că este. Albul este fără îndoială o culoare și nu cred că vreți să ne certăm. Vă rog, fiți calmi în ciuda amenințării precedente. Numai gura e de mine. Am stat lângă Lizel tot timpul. Am făcut cu mâna, dar nu mi-ai răspuns. Au părăsit cimitirul și plecau înspre München. O duceau acolo pe o stradă numită Himmel sau, în traducere liberă, strada Rai. Oricine ar fi fost cel care a numit strada Himmel, cu siguranță avea un simț zdravă la ironiei. Nu neapărat că era iadul pe pământ, dar nici raiul pe pământ nu era. Oricum, părinții sociale ai lui Liza l-așteptau. Huberman. O scurtă prezentare, Liza? Familia Huberman. Hans Huberman. Adora să fumeze, cânta la acordeon și era un zugrav excelent. Cât despre Rosa Huberman, tot ce aș putea să vă spun este că gătea cumplit și avea abilitatea unică de a scoate pe oricine din sărite. Cuvântul ei preferat era Arschloch. Ce ar putea fi tradus gaură în cur? Vă rog, încercați să nu mă întrebați mai multe. Să nu uităm de un personaj foarte important de pe strada Himmel, cu numele său Rudi. Sau Rudi Stein. După 2 ani în care Max a stat la noi acasă, a fost nevoit să ne părăsească. Papa a fost luat de poliție pentru că dăduse o bucată de pâine unui evreu, în timp ce mărșăluia spre lagă. Max a spus că ne pune deja prea mult familia în pericol, așa că a decis să plece. Dar înainte să plece, mi-a oferit o carte cu foile albe și mi-a spus așa: cuvintele sunt singurele care diferențiază obiectele de lut de ființele umane. Folosește-te de ele și adu la viață povestea ta. Scrie, Lizel. Iar atunci m-am apucat să-mi scriu povestea. Rând cu rând, pagină cu pagină. Iar când mi-am terminat povestea, mi-am numit-o Hoțul de cărți.